Da, nu suntem cel mai mare cumpărător de energie electrică, dar lucrurile sunt la fel ca toată lumea, adică le simți, n-ai niciun fel de reacție, nimeni nu știe unde ajunge. Ieri a fost pe zi o prețul energetic de 100 de 1000 de lei pe megawatt, ceea ce acum un an era 100. Lucrurile sunt de o creștere extraordinară. Aici sunt niște explicații, explicația tehnică eu cunosc. Ce se spune la televizor, să o plafonăm, ci că țările europene au plafonat, n-a plafonat nimeni, sunt niște ajutoare, într-o piață nimeni nu se plafonează. Dar am văzut niște doctori ăștia, domnule, să plafonăm, ce mai. Am dat o piață liberă, jocul e foarte complicat. Povestea noastră este că n-a fost pregătit și tot o chestiune de-a noastră de conducere politică care ne-a instruit foarte tare. La ora actuală, cererea energiei, atât de scumpă cât este mai mare decât oferta. Punct. Dacă nu știu cum să o poveste este altceva, că energia este vitală și nu pot spune. Deci astăzi se cer în România 8.000 de megawatt, nu mai 7.000. 1.000 cum de avară. Ăla de la hidroelectric, ca să prăpădești pe râs. Are bani, dar ce face pe râs. Tot cu botul îi face megawatt. Nu. Dar de ce nu vede mai ieftin? Că nu vrea. Ce poți să-i faci? Pentru că era companie de stat, de un an, era produs până la stat și statul face mai că. Dar sunt companie privată care investe în asta. Ce face? Și până la urmă, prețul îl dă cel mai scump. Cel mai scump dacă eu îi se reglează, că e în piață liberă și spun, băi, care e cel mai scump? Care face 700 de lei? Păi dacă devine cărbunele care are niște costuri teribile pe certificat de carbon eficient, normal că el făcea și cu 600, dar nu dai 1000 lei pe megawatt. Regretați că n-ați făcut proiectul de la Mitoc? Nu, dar fac. Până la Mitoc este în ATR. În Botoșani, dar nu investesc eu. Eu sunt dezvoltator. În Botoșani, la ora actuală, noi dezvoltăm 350 de megawatts în zona Mitocului și la Vlădenii 150 de megawatts. Și la Mitoc apare primul ATR cât ca în ăsta. La Vlădim cu energie eoliană sau? Eoliană. La panourile fotovoltaice am văzut că pe PNRR ni se cere 3.000 de megawatts energie regenerabilă, care poate fi eoliană, apă, 3.000 de megawatts. Dacă noi aveam azi 7.000 de megawatts sau producție românească, dacă azi aveam un gaz, de exemplu, 10.000 de megawatts, clar că scădeau prețurile, că nu faci cu energie, nu? Dacă el bat la poarta și plâng, dăm energie. Și când începeți investiția sau? Investiția lui e foarte interesant. Este un grup italian, am văzut că a scos la bursă. Toți se repede dacă de bani. Deci a scos investiția la bursă. Și voi avem, de exemplu, un parc, pentru ei, un parc eolian la Turducești, în Galați, pe care am dezvoltat noi, și tot cu asta de investitor italian. Astăzi, dacă ai niște bani, îi pui la bursă și îi pui pe energie. Îmi pare interesant ce se în zilele de acum. 2022 ar trebui să înceapă construcția? Cred că da. Am să dăm sunt două chestiuni. 100 MW de descarcă în de Mitoc. Mai mult de 100 MW trebuie să faci niște interne stația la Suceava. Să faci o linie nouă. Investește și da. unul E un nu investește deloc. Investește, vrea să investească. E o discuție foarte mare. E unul sau la trație electrică. O transmis comunicat de presă. Transerca trebuie să facă rețeaua transport de 200 MW, 200 kW. Cât, la cât se ridică investiția? Astăzi, cred că la eoliane e vreo 600 de mii de euro megawatt, asta înseamnă 200 milioane de euro, ceva de genul. Dar de Vlădeni nu ați vorbit până acum, de Mitoc tot am mai scris toți. Sunt zone cuvânt, adică nu știu impactul care va fi asupra. Știți că e un studiu extraordinar de elaborat, de păsări, de umbrire. Auzi, umbrirea paletei asupra producției, dar vara e bună că umbrește, că nu dobărește soarele, știți? Dar unde vor fi amplasate astea? Adică unde va fi parcul ăsta de eoliene? În zona Mitoc. Așa, și la Vlădeni la unde? Vlădeni? La Vlădeni nu, nu. La Vlădeni n-aș tot exact să eu am o harta pe care am pregătit-o ăștia acolo. Se fac destul de vânt. Față de acum 10 ani sau 15 ani am început noi. Când trebuia să montezi tu turnul din măsură cu anemometrul tău, acum sunt foarte multe studii de vânt pe digitalizate, este o măsoare în tot felul de istorie anuale, nu știu ce.